Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit la Electronic Club. Continuăm cursurile electronica de audiofrecvență, iar în acest video vreau să vă arate efectul generatorului de curent constant într-un amplificator diferențial. Și anume, vă propun un mic experiment. Eu am să-l fac în Multisim, voi puteți să îl faceți în alt program de simulare sau chiar pe un breadboard, de ce nu? E bine, am spus că amplificatorul diferențial, acesta din imagine, arhitectura clasică, nu este folosit în multe amplificatoare performante, deoarece există câteva dezavantaje, și anume curentul tranzistoarelor Q1 și Q2, curentul emitoarelor tranzistoarelor Q1 și Q2, variază în funcție de amplitudinea semnalului aplicat și în funcție de temperatură. Deci nu este chiar adecvat amplificatoarelor de înaltă calitate. Iar soluția, cea mai prima soluție cu care putem să îmbunătățim acest circuit este un generator de curent constant, care l-am prezentat în lecția anterioară, îl putem face simplu cu un tranzistor. E bine, vreau să vă arăt și efectul acestui generator sau acestui surse de curent constant. Da? Și am să fac în scop didactic, aici am să opresc simularea și am să introduc un THD metru. Spun în scop didactic pentru că aceasta nu este o măsurare de referință. Am să o fac așa fără sarcină. Am să conectez doar aici aparatul de măsurat distorsiunile și simulăm și avem un THD de 2%, ceea ce nu este chiar ok. Da? Avem aici o amplitudine de, avem un volt pe diviziune, 1, 2, 3, 4 volți de la vârf la vârf. Da? Semnalul arată aici bine, dar dacă ne uităm pe un analizator de spectru, vom vedea o cantitate destul de mare de armonici. E bine, fiți atenți acum ce se întâmplă când voi înlocui rezistența R3 cu o sursă de curent constant și am pregătit-o aici deja. Asta înseamnă că facem următoarele. Scoatem rezistența afară. Tensiunea negativă o conectăm aici. Iar colectorul Q3 îl conectez la emitoarele tranzistoarelor. Restul rămâne cum avem aici. Și veți vedea că există o îmbunătățire semnificativă a acestui amplificator diferențial. Simulăm. Și vedeți, avem un 0,2%, da? Deci este o diferență mare față de ce am avut anterior. Da? Și dacă nu mă înșel, avem un pic amplitudinea mai mare. În fine, dar după cum am spus, am pus aici numai un scop didactic acest aparat de măsurat distorsiunile, deoarece în realitate probabil nu o să avem această valoare, dar am vrut doar să vă demonstrez efectul generatorului de curent constant. Atât a fost pentru acest video, în lecția următoare continuăm și vom face un diferențial mai performant. Asta înseamnă că vom mai introduce în acest circuit încă o oglindă de curent. Așa că ne auzim în următoarea lecție, la revedere! Nu uitați, link în descriere către grupa de Facebook, Discord. Mulțumesc la cei care sprijină acest canal și ne auzim în următoarea lecție și o să mai am un invitat în curând. La revedere!